Tată meu drag, eu ți-am promis mie tău o poezie de Moreș pentru marinari. Și fiindcă astăzi este ziua flotii, tată, câți ani mie ai slujit pe mare? 4 ani, iată, pentru cu această ocazie, tată, eu ți-am scris o poezie, o felicitare pentru netale. Tată, de mult eu ți-am promis o poezie despre marinari. Și astăzi ziua a ajuns când ți-o dedic cu mare drag. Mările în lung și în lat, tăticu, ai colindat. Misiune importantă pe corabie ai avut. Ce frumos erai, tăticu, uniforma specială și mustața subțărică în cap bască marinară. Vântul frumos îți fura panglicile speciale, iar tricoul cel dungat era simbolul important. Un album plin cu amintiri ai făcut tu, multe poze. Cred că ai fost și fotograf când slujai atunci pe flotă. Eu țin minte albumul și ala, tata, nu l-am uitat. Este șamu, așa? Da, este sigur. Și mâncare bună faci. Tot acolo ai învățat când mama era la servici, tu de toate ne-ai preparat. Acum înțeleg pe mama când de tine s-a îndrăgostit. Miroseai de departe a mare. Mințele mamei ei sfârșit. Mințele mamei ei sfârșit. Tată drag, de zi... Tată... Sărutările erau sărățele. A, sărutările... Sărutările erau sărățele și erau bune. Dar lui mamic că-i place sărățel. E bun, e ca să a fost bun. Tată, de ziua flotii, eu te felicit cu drag. Te felicit toți frații, ai fost și ești puternic bărbat. De două ori puterea apei viața mai nu ți-a luat. Dar voi ați liniștit corabia, echilibru ați demonstrat. Pe uscat, pe mare ai fost demn și calculat. Liniștit cu răbdare permanent ai explicat. Căci apa nu iubește furtună și nu e de stăpânit dacă ne grăbim într-una. Tata meu e marinar vestit. Asta da mamuia atunci așa spuneți, așa, tata? Da! Uite și o melodie frumoasă ți-o dedic pentru marinari. Așa, dacă ai zis în sluju sovietskomu soyuzu, apieca un cântic de pe atunci, tu, măreaci ca e măreac, pentru netale cu dedicație specială. Și la mulți ani, tata, eu mă mândresc cu tine, să știi că mă mândresc tare și pentru noi, netale, ești un simbol al puterii, al bărbăției, al stăpânirii de sine și a curajului în viață. Ia uite și melodii pentru neta. Над морской тишиной, над крутою, над волной две вечерние звезды, две дороги, две судьбы. И одна из них зовет через волны на восход, а другая тянет к дому, снова в порт меня зовет. Дома долго мне нельзя, сердце просится в моря, посмотреть, как в океане начинается заря. Но так только горизонт пеной берег зачеркнет, меня снова тянет к дому, снова в порт меня зовет. Хоп-хоп! Эй, ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. И дреб! Я любимый объяснил, как лебедка тянет трал. Она не хочет слушать, хочет, чтоб поцеловал. Я любимый говорил, как в моря свои ходил. Она не хочет слушать, хочет крепче, чтоб любил. И дреб-то шамами коврое. Ты морячка, ты моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак. Ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. И коллекция к тадику. Я, наверное, не зря в этот раз ходил в моря. Наменял я там подарков, ждет вся моя родня. Скоро наши молодцы, все швартовые конты намотают на кенты и причалят корабли. А шайра тадику.
Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыбак, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Я у тебя тативщик, эдик пентру не дали. Но я встретил сухопутную девушку. А нет, Аля интернета, ну, пи морячка. Ласка, я ус морячка, я ус морячка моя. Вес, не ангасу чаван дунчи. Нет, а интернета фемей ди пи ускат, ажа? Да, сухопутная девушка. Аша с нумешти. Юбе сырыцелу. А подспун, де тата сон драгости ди не тали, к нероса амари ди департи. Sărătările erau sărățele. Erai frumos, tata. Ia dacă poți, adă poză, dacă poți. Așa, poți să o scoți de sus, nu poți. Să arătăm aici, neta, cum erai marinar. Amuș. Eu pot. Ia ca, uitați-vă, ia ca, mai departe de o leacă. Ia ca este tata tânăr. Ia uite-l. Încă mai departe. Ia uite și mustașoară frumușică, taticu. Ridic o leacă mai sus. A, așa, ia că așa, taticul meu, uite și bărbat frumos, dar cum să nu se îndrăgostească mama mea tale? Foarte frumos. Și ia că... Bun, taticu, hai, eu te felicit. Eu știu că mea tale tare mult ai vrut la mine, așteptai poezia asta de marinar. Ți-a plăcut poezia? Azi mă mândrești la tăț? Azi te mândrești la tăț? Mai ales mamica. Da. Dar e drept ce am scris în poezie, așa a fost? Nu, da, sigur că. Dar și e drept că de două ori mai nu ți-ai pierdut viața? A fost s-a întâmplat acolo. Eu am slujit o trei ani, o doi jumătate pe caspe, dar acolo caspe și e furtunoasă, e... Marea Caspică. Marea Caspică, da? Da, și că a trăsnit un val și al de 5-7 metri mai de eu. Eram cu palmă și m-am oprit în pericălos și lesea. Țâșa apa și eram voinic. Erai voinic. Auzi, dar pe ce mări încă ai mai fost? Pe Marea Neagră și pe care ai mai fost? Marea Neagră, în Sevastopol, aproape un an și ceva. Am fost pe Creșer cu Tuzov și acolo 4 luni de zile a fost. Am dat carabinele ustav și de acolo mi-au luat și mi-au dus pe Caspic, acolo era buza. Bun, cu această ocazie felicităm toți marinari care au slujit pe timp și ala cu netale. Da, timp... Amuia tot se face așa, tata, așa? Tot se face, adică slujesc așa cum spune marinari, sunt așa? Da, am o pe Caspia, atunci portul principal, portul era în Baku. Dar acum în Caspisk, nu departe de Mahachkala, în Dagestan. Acolo sunt corebele și ele care împușcau cu rachete în Siria. Și ucideau lagările, se distrugeau lagările, se teroriști pe teritoriul Siriei. Așa departe, 2000 de kilometri că zborau. Da, de pe corabia. Nu, flotile tare înzestrate cu foarte mult armament. Da. Asta e drept. Sigur că așa la care eu am slujit, el nu mai este acolo. Acum cu toți sunt alte corabii și portul se găsește în Caspis. Dar și misiunii. Și misiune aveți voi, tată, și faceți voi, tot împușcați și faceți, și misiune aveți voi? Misiunea principală sunt lupta împotriva submarinilor și curățirea farvatelor de mine. Asta principală. Și mai erau și altele. Ia că așa. Trebuie, apăram corebele care duc de sand. Am luat trejeu din Baku în Turkmenia, desantul de corebi și noi eram, păzăm acest desant, acolo vreo 10.000 de oameni încărcați în corebi mari, cu tehnică, cu așa mai departe, iar noi eram, păzăm din părți,
administratorul acestei corăbii care ducea desantul și îl deplasau în Turcmenia. Asta era misiunea. Operațiile este care le făcea. Misiunea, da. Și multe alte. Apăram granița, o cercetam. Au fost cazuri diferite. Bravo. Da, cât timp, adică când aveți timp liber să vă duceți pe uscat? Câte luni? Și 2-3 luni eram în mare, 2 luni și apoi venim și apoi o lună sau jumătate de lună eram în port. Și acolo duminica, sâmbătă seara și duminica, ziua și seara în uvălnire. Da. Mm-hmm. De atât eu am mult fotografii acolo, da. În albumul meu, care sunt fotografii pe teritoriul Bacoului. Iana, ad albumul și așa să vedem niște fotografii, primele acelea care îți vede și corabia. Ia, Adal. Hai, Adal. Ia uite. Ia arată. Hai, ia arată. Sus, ridică. Sus. Ia că așa la tot ne taiești. Da. Ia uite călușește. Dă mai jos. Ia uitați-vă și de frumos. Încă o leacă așa călușește. Ia uite-l. Ia uitați-vă și mustășioare frumoasă are el. Chiar frumos, dar parcă erai un... Din film erai în etale. Un actor. Un actor, asta acolo și așa, hai mai arată și acolo. Iată aici 11 naționalități era pe corabie și. Foarte interesant. Da. Și mai departe în coleac. Acolo e și faceți, dansați, discotecă. Aici un concert. Concert vă fac eu. Da. Iată aici aici în Baku, aha. La crepul cetatea din Baku. Aha. Aia. Hai mai departe. Aha. Arată ceva unde e corabia. Unde e corabia, acolo rău se vede. Ia că aici când facem noi... Apasă video. Eu stașura. Aha, ridicați flagul dimineața. Dar bun. Aia, comandirul, eu dorojesc. Hai, următoarea, repede, următoarea pagină, că n-a stă mult. Următoarea. Ceva cu corabia mare, nu se vede. Ia că echipajul roșu cu corabia. Echipajul, așa? Acolo la masă erați, acolo ați avut ceva sărbătoare. Da, aici... Auși album gros. Nu, la masă, așa... Tot e plin cu poze. De la tata când era marinar, tot e plin. Dar pe Natalie și făceai fotografie, aveai aparat profesional de pe atunci. Da, era... Ia că e diferite poze. Da, făcea tata diferite. Bun, gata tata, cam rău să vede, tot nu-i clar. Asta e, am vrut să te felicit cu drag și tata, eu știu că Natalie te mândrești tare mult cu asta și am vrut să... Așa, să atrag atenția la nume faptul ăsta și să te felicit că știu... E interesant, albumul ăsta multe poze. Las că altă dată o să le filmez eu mai aproape. Iar aici. Video ăsta, da, rău prinde acasă. Bun, taticu, hai! La mulți ani! Îți doresc fiica mea sănătate, eu mă mândresc cu tine și te iubesc ca un tată care... Te sunt sub în inima mea toată vremea. Mulțumesc, tati. Îți doresc sănătate. Bun, tati. Și Natalie tare mult sănătate și și puternic. Oh, băgăt! Eu comandă toată viața cu măta. Stavai! Podiom! Ca la flotă! Ca la flotă! Șaga marșă! Șaga marșă! Nu, Neta, ești bun cu mama. O ajuți. Îi faci macaroni pe flotski. Crugom la cuchnesc. Crugom la cuchnesc. Șagamar. Îi faci macaroni pe flotski. Îi faci mâncare bordișeală ca pe flot. Știu eu. Bun, tata. Hai. O mine duh mareca pe casa noi la 100%. Da, bine, tata. Eu... Hai, eu te pup și-ți doresc o zi frumoasă. Я горжусь, я горжусь, что защищал такую великую страну, которую люди...